străzile Piteștiului au fost inundate seara trecută de o ceață densă care aproape că făcea ca atmosfera să pară din filme. Cei cu imaginația bogată și-au putut face mai multe scenarii. Explicația este însă foarte simplă. A fost un nou atac asupra insectelor. Firma care se ocupă de dezinsecția orașului a eliberat în natură substanțele care omoară muștele și țânțarii. Această etapă cuprinde două etape, subetape care s-a desfășurat. Prima de dimineață de la ora 6:30 și cea din această seară de la ora 22. Cea de dimineață este o dezinsecție la sol care se desfășoară pe aleile dintre blocuri și cea de seară se desfășoară pe aliniamentele stradale, tocmai în ideea de a nu alarma cetățenii. Piteștiul a fost împărțit în 5 zone pentru a se face rapid dezinsecția. Substanțele eliberate în aer cu ajutorul ceții dense fac parte din categoria a 4-a de toxicitate. Ce se efectuează după un grafic. Acest grafic a fost pregătit în funcție de recomandările Institutului Național Cantacuzino și cuprinde ciclul de viață al insectelor. Aceste acțiuni desfășurându-se după acest program, cuprind, noi putem să combatem tot ciclul de viață al insectelor răzburătoare. Acțiunea de dezinsecție a fost verificată de reprezentanții primăriei. O nouă etapă va avea loc luna viitoare.